Aerul poluat din jurul nostru ne face să ne pierdem simțul mirosului care ne avertizează privind potențialele pericole și ne îmbogățește experiențele. Potrivit studiilor, acest simț ar putea să se fi erodat treptat de ani de zile din cauza aerului pe care îl respirăm zi de zi. Un studiu făcut în Mexic a folosit arome puternice de cafea și portocale pentru a arăta că locuitorii din capitala țării, care se luptă cu poluarea aerului, aveau un simț al mirosului mai slab decât cei din zonele rurale ale țării. Medicul primar Orelea a explicat la dg 24 care este legătura dintre poluare și simțul mirosului. Ce trebuie să știm este că mecanismul mirosului este strâns legat de aerul în care noi trăim. În tavanul fosei nazale întotdeauna există term nervoase, care sunt responsabile de producerea mirosului. Practic, ele vin prin intermediul nărilor în contact cu particulele de miros pe care noi le inspirăm. Ele transformă informația pe care o primesc în impuls nervos care merge mai departe la nivelul creierului care interpretează mirosul pe care noi îl simțim. Atunci, în funcție de calitatea aerului și de mirosurile și de particulele pe care noi le inspirăm din aerul înconjurător, vom căpăta senzația de miros, a explicat medicul. Acesta a spus și cât de des trebuie să facem teste pentru a vedea dacă ne-am pierdut din simțul mirosului. Nu cred că trebuie să ne testăm în mod obsesiv, cred că trebuie să ne dăm seama dacă mirosul nostru nu mai este la fel de bun cum a fost la un moment dat. Atunci trebuie să mergem la medic. Mulți oameni au experimentat pierderea mirosului din cauza COVID, dar majoritatea și l-au recăpătat. Din păcate au fost persoane care au fost infectate cu virusul SARS-CoV-2 și au avut nevoie de o perioadă lungă pentru a-și recăpăta mirosul, fie nu și l-au recăpătat niciodată. Acest mecanism a fost studiat intens de cercetători și au existat variante multiple prin care s-a făcut o conexiune între virus și această pierdere a mirosului. Cu toate acestea, acest fenomen nu este pe deplin elucidat, a mărturisit medicul, relatează adevărul.ro.